Suntem la Sasca Montana, unde Centrul de Voluntariat Reșița implementează unul dintre cele 20 de proiecte pilot societal. Este vorba de proiectul Co-Building, A Path Towards Environmental Sustainability, Volunteering and a Healthy Lifestyle. Proiectul este un atelier Grundvig și își propune, pe durata a 7 zile petrecute aici, la Sasca Montana, împreună cu 10 participanți din întreaga Europa, două mari obiective. Pe de o parte, se dezbată împreună cu participanții probleme stringente pentru societatea actuală, precum dezvoltarea durabilă, probleme de energie, de apă, de incluziune socială și de sărăcie, și, pe de altă parte, să învețe practic participanții, împreună cu partenerul local Casa Verde, să facă construcții din materiale alternative, precum cobul. Căsuța este rotundă, are 12 metri pătrați, dar are toate funcțiunile unei case obișnuite. Materialul se frământă, se pune ud așa pe perete și atunci poți să faci toate nișele astea, fiind ud, ce inspirație ai, te apuci și modelezi. Culorile sunt toate culori naturale, luturi colorate, roșu este de pe aici pe la Anina, un galben foarte frumos este pe cheile Nerei la tunele. So the window kind of inside? No. Ideea căsuțelor ăstora este să folosești materialele pe care le ai pe locul respectiv. Deci nisipul, piatra, lutul, lemnul de salcâm, absolut totul de pe locul respectiv, să aduci cât mai puțin de afară și să duci cât mai puțin în afară. Materialul pentru pereți se scoate din fundație, se frământă, deci pământul lutos cu nisip și cu paie, se frământă, se ridică pereții. Avem un panou solar cu beculețe de 12V, panou ăsta în care o baterie și seara avem prin căsuță beculețe mici pe care avem un pic de lumină. Aici am deschis un nou front de lucru și am ales un loc cu stâncă, tocmai ca să nu folosim prea multă fundație. Asta ne ajută, ne-am așezat pe stânca asta și aici va fi practic beciu. Acolo am pus niște sticle de plastic, ele vor fi scoase și acolo vor sta sticlele de vin. Sigur că depinde și de toți cei care vor mai participa la ateliere și ce fantezie vor avea și ce o să mai iese. So difficult! I'm Kaya. I'm from Berlin in Germany. Well, I'm here with a group of like people from all over Europe, and we meet up for 1 week. It's like part of the Grundvig program. We are learning about natural building, COP, and also about volunteering and healthy lifestyles and how to combine all these different topics. Neuralia starts in a farm in the southern coast of Spain. It's a group of friends interested in going back to the countryside. That's the new rurals, an alternative way of living, more involved with nature. I'm here because of coal. I would like to bring this to my hometown and begin making houses of coal, because this could be a good way to making cheap houses, very good houses. Am încercat să aducem aici oameni care n-au mai fost în alte feluri de programe europene implicat. Am avut în formularul de aplicație o întrebare dacă ești o persoană cu posibilități reduse. Cred că jumătate din grup sunt șomeri sau persoane care au venituri foarte mici. Avem un băiat, cel de care spuneam, care este prima dată când iese din Spania, are 42 de ani. La fel, în formularul de aplicație am întrebat, ok, ce să faceți voi mai departe cu lucrurile pe care le învățați aici. Am încercat să fie, într-adevăr, adulți care nu prea au acces prin alte programe să participe la experiențe de învățare. După ce le-am selectat, le-am scris că noi vă încurajăm să folosiți mijloace de transport prietenoase cu mediul. Francis, care a venit din Letonia cu autobuzul până la Budapesta și apoi cu trenul până la Timișoara, și Eli împreună cu Kaya din Germania, care au venit cu trenul tot drumul.
În cadrul planului nostru de responsabilitate socială avem un indicator de mediu și ne-am gândit că ar fi bine să le aducem aminte participanților despre niște lucruri, să oprească apa atunci când se spală pe dinți, să stingă lumina când pleacă din cameră, să scoată încărcătorul din priză, niște gesturi foarte mici care poate să-ți intre într-o rutină zilnică și care salvează foarte multe resurse. Am încercat să le ofer produse românești. Mâncare românească în general, gătită în casă, ca la mama acasă, cu produse achiziționate de la țărani sau din producția proprie. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.